Scandalul factorilor umflate la energie electrică și gaze continuă. Un severinean a avut un șoc în momentul în care și-a văzut factura la gaz pentru 4 zile de consum, care se ridica la suma de 7.800 de lei. Am primit factura, m-am uitat în ea să văd suma și de la data și ce zile sunt de plată. Așa. Și când am văzut, am zis că pe jos. Înțelegeți? Am stat, m-am gândit toate variantele. Să vând apartament, n-ai un stil. De pe cât, pe cât? Deci 4 zile, 26 până pe 1. Domnul din imagine este șocat de factura la gaze pe care a primit-o, factura de 7.800 de lei pentru doar 4 zile de consum. Bărbatul șocat se gândea inclusiv să-și vândă apartamentul pentru a achita factura. Am zis că îmi vând apartamentul, să plătesc suma asta de bani și n-am decât să plec să stau la altcineva până ies din iarnă. De altfel nu puteam să rezolv nimic. Cum vă zise, am plecat pe drumurile ăștia și la unul și la altul, prea puțin recunoșteau, unul dintre ei a recunoscut. Da, domnule, eu am greșit. Problema facturilor la gaze și electricitate, care au explodat în ultima perioadă, provoacă disperare printre consumatorii care s-au trezit cu sume colosale de plată după liberalizarea pieței la gaze și energie, susținută de coaliția PNL-USR-UDMR, care reprezintă principala cauză pentru care s-a ajuns în acest punct. Partidul Social Democrat, ajuns acum la guvernare, încearcă din răsputeri să schimbe situația și îi cere ministrului Energiei, Virgil Popescu, sancționarea urgentă a furnizorilor. Aici, uitați, veniți că vedeți, să vedeți că aici e frig, eu n-am căldură de ani buni. Nu numai, că n-am mers și pe cărbune și pe orice. Uitați, la mine e calorifierul ghețului, să zic ce temperatura când intri. Plătiți 80 de milioane și stați în frig. Da, păi dar ce se face? În aceea scară de bloc se mai află un cetățean cu o factură în valoare de 6.000 de lei. Acesta susține faptul că factura lui nu a fost calculată în mod corect. Prețul e incorrect pentru că e calculat la preț de 72.072.451, iar guvernul spune că trebuia să factureze la 0.36 și... Mă rog, deci nu v-au aplicat reducerea, da. De plafonarea. Nu, plafonarea au aplicat-o, dar n-au calculat corect prețul la index. Vecinilor nu le vine să creadă cele întâmplate și spun că trebuie urgent sancționați furnizorii. E foarte mare, ce să mai fie, e foarte mare, bătaie de joc. Asta e bătaie de joc, cine a făcut așa ceva trebuie pedepsiți. Păi ce facem, murim? Unde să ne ducem? Vecinii n-au nici ei, toată lumea e la fel, copiii la fel. Cum ați reacționat dacă ați fi văzut? Păi ce, cum să reacționez? Ca jos și mor și ei își fac treburile mai departe. Cum să reacționez? Clienții finali care au neclarități privind facturarea energiei electrice și a gazelor naturale trebuie să se adreseze furnizorului care a emis factura în discuție pentru clarificări, acesta având obligația transmiterii unei explicații clare și ușor de înțeles a modului în care este calculată valoarea facturii, în special în cazul în care aceasta nu este bazată pe consumul real.